Fondatorul Tesla și SpaceX, Elon Musk, l-a provocat într-un mod bizar pe președintele rus Vladimir Putin la o bătaie pe tema invadării Ucrainei de către Rusia. Musk a trimis sisteme Starlink în Ucraina la scurt timp după invazie pentru a oferi acces la internet. Conectivitatea internetului în Ucraina a fost afectată de invazia rusă, în special în sudul și estul țării, unde luptele au fost cele mai intense. Musk a declarat că serviciul de bandă largă prin satelit Starlink al companiei este disponibil în Ucraina și că SpaceX trimite mai multe terminale în această țară, al cărei internet a fost întrerupt din cauza invaziei rusești. Conectivitatea internetului în Ucraina a fost afectată de invazia rusă, în special în sudul și estul țării, unde luptele au fost cele mai intense, au declarat observatorii de internet. Deși este extrem de costisitoare pentru a fi implementată, tehnologia prin satelit poate oferi internet pentru persoanele care locuiesc în zone rurale sau în locuri greu de deservit, unde cablurile de fibră optică și turnurile de telefonie mobilă nu ajung. Tehnologia poate fi de asemenea un sprijin esențial atunci când uraganele sau alte dezastre naturale întrerup comunicațiile.